Bun venit la Forumul Digital pentru Viticultură, ediția 2021. Anul acesta recunoaște meritele viticultorilor printr-o tematică specială aleasă pentru forum, arta de a fi viticultor. Ne-am obișnuit deja să ne întâlnim în mediul online, deoarece și anul trecut în vară am avut o întâlnire digitală dedicată lansării platformei de vinuri online, Toți pentru vin. Și vă mulțumim prin această cale tuturor celor care s-au înrolat pe platformă și ne dorim ca această platformă să fie un succes în vânzarea vinului românesc. Este un proiect la care Syngenta ține și va investi în continuare cu drag. Astăzi suntem aici în studio împreună cu colegul nostru Iulian Zafiu, director de vânzări, culturi horticole. Numele meu este Andreea Caimac, sunt marketing manager culturi horticole și alături de noi avem și alți câțiva colegi. Agenda Forumului pentru Viticultură se concentrează pe două subiecte importante, atât pentru noi, dar spunem noi, cât și pentru viticultori. Odată introducem un pachet pentru combaterea manei, care se numește Orondis Ultra Pack. Pentru prezentarea acestuia va fi alături de noi colegul nostru Simon Arnsec. Și de asemenea vom avea o prezentare dedicată noului fungicid biologic Taegro, care protejează în mod natural, iar pentru această prezentare îl vom avea alături de noi pe colegul nostru Ștefan Dragoș. Anul acesta venim și cu o noutate pentru cultivatorii de viță de vie ecologică, dar și pentru cei care vor să utilizeze produse biologice în cadrul unui management integrat alături de produsele convenționale. Este vorba despre fungicidul biologic Taegro, pentru care l-am invitat pe colegul nostru Ștefan Dragoș să ni se alăture, deoarece Ștefan a fost implicat în dezvoltarea și testarea acestui produs în diverse țări din Europa. Mulțumim, Ștefan! Mulțumim! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stimați colegi și colaboratori, dragi viticultoare și viticultori, mă numesc Dragoș Ștefan și astăzi vă voi spune câteva cuvinte despre Taegro, un nou biofungicid de la Syngenta. Dar înainte de aceasta vreau să vă prezint câteva lucruri despre situația în Uniunea Europeană și cum fermierii fac față acestor schimbări pe care le vedem cu toții. Schimbări, pe de o parte, legate de legislație, când din ce în ce mai multe produse nu mai pot fi aplicate și își pierd omologările, pe de altă parte, din ce în ce mai puține produse se înregistrează, pentru că costurile pentru a registra un produs de protecție a plantelor au crescut semnificativ în ultimii 10 ani. Pe de altă parte, avem noi segmente de produse care sunt susținute de acest marketing verde, produse cu nivel de redus de reziduri, produse care sunt din ce în ce mai prezente pe rafturile marilor lanțuri alimentare. Fermierii își pun întrebări de genul cum fac față acestei presiuni a societății și a ONG-urilor, își pun întrebări în ceea ce privește unde pot să-și vândă marfa și cât vor fi plătiți pentru marfa lor. Pe de altă parte, asta este și o oportunitate de a extrage mai multă valoare din produsul și din munca pe care o fac, dacă respectă anumite reguli sau dacă reușesc să obțină o producție cu reziduri mai puține. Ce facem noi la Syngenta pentru a oferi o alegere fermierilor? Ne-am asumat o promisiune de a aduce la fiecare 2 ani o tehnologie nouă și, după cum vedeți, avem pe piață Piovit, avem pe piață Coprantrol Duo și acum venim cu Taegro. În același context, suntem pe cale să venim cu mai multe produse și de asemenea vrem să investim 2 miliarde de dolari în agricultură sustenabilă până în 2025. Aceste resurse vor fi cu preponderență dirijate în partea de agricultură bio
și de a aduce cât mai multe soluții și cât mai multe produse fermierilor din aceste segmente. Să trecem la Taegro. Taegro este un nou biofungicid. Are la bază o tulpină de Bacillus amyloliquefaciens. Are un spectru destul de larg de protecție, atât la vită de vie cât și la legume. Și principalele boli împotriva căruia îl putem utiliza este botritis, făinare, mana și sclerotinie. Bineînțeles, se utilizează în cadrul managementului integrat al bolilor și poate fi utilizat și în agricultura ecologică. Se aplică preventiv, se aplică foliar și datorită faptului că are doze destul de mici de utilizare, este foarte ușor de utilizat și bineînțeles că nu pătează vegetația. Cu siguranță acest produs poate fi cu ușurință introdus în programele de management integrat. Are doze reduse de utilizare și, bineînțeles, ușor de utilizat. Un interval scurt de pauză până la recoltare, vedeți aici o zi. Și, bineînțeles, fiind un produs bio, un profil ecotox foarte, foarte favorabil. Ce mai putem spune despre Taegro? Modul de acțiune are trei moduri principale de acțiune, unul legat de eliberare de metaboliți, apoi dezvoltarea acestor tulpini de Bacillus concurează cu patogenii la suprafața frunzei și, bineînțeles, stimulează și mecanismul de autoapărare al plantei. Culturile omologate sunt vița de vie, solanacee, curcubitacee, salată și căpsun și perioada de aplicare, avem aplicări preventive la 10 și între 5 și 10 zile și, bineînțeles, e foarte important să nu aplicăm acest produs curativ. Principalul mod de acțiune al acestui produs are trei feluri de acțiune. Pe o parte generează o barieră care blochează dezvoltarea agenților patogeni și a bacteriilor care pot ajunge la suprafața părților vegetale. În al doilea mod, eliberează metaboliți cu activitate biocidă, cum puteți vedea împotriva botritis în acest grafic. Și nu în ultimul rând, activează foarte puternic mecanismul de autoapărare a plantei. Este un fel de a crește imunitatea plantei respective. În ce culturi avem acest produs înregistrat? Vedeți și dumneavoastră, avem castraveți, căpșun, salată, tomate și, foarte important, vița de vie împotriva făinării și putregaielui cenușiu. Timpul de pauză până la recoltare, după cum vedeți, este unul destul de scăzut. Dar cum poziționăm acest produs? După cum vedeți, marea majoritate a produselor bio se utilizează spre sfârșitul perioadei de protecție, spre sfârșitul planului de protecție, pentru că ele înlocuiesc produsele de protecție a plantelor care ar putea să aducă reziduri în produsul final. De aceea îl vedeți combinat cu tiovit, îl vedeți combinat cu topaz, exact pentru acest lucru, pentru a reduce cantitatea de reziduri în struguri la recoltare. După cum vedeți aici, l-avem combinat și cu Dinali sau Universalis pentru a avea un produs curativ înainte de a interveni cu Taegro, care, după cum am zis, are o eficacitate și un mod de acțiune preventiv. Împotriva putregaielui cenușiu, înlocuiește ultimile tratamente. Aici contează foarte mult să fim conștienți de ce nivel de infecție avem în câmp și la fel trebuie să fim atenți ce produse mai utilizat înainte. Dacă ne gândim la tomate, aici avem
la fel, poziționare spre sfârșitul perioadei de protecție, în combinație cu Amistar, în combinație cu SCOR, la fel pentru a asigura o anumită curativitate înainte de aplicarea lui Taegro. Bineînțeles, la castraveți putem să-l utilizăm cu Diovit, putem să-l utilizăm cu Topaz sau cu Sidelitop. E cam atât despre Taegro și în cazul în care aveți întrebări, în cazul în care vreți să aflați mai multe date despre acest produs, vă rog să contactați reprezentantul Syngenta din zona dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi bună și multă sănătate! Mulțumim foarte mult, Ștefan! Am avut plăcerea să-l avem pe Ștefan alături de noi. După cum am văzut, avem acum la îndemână o soluție care se pliază perfect într-un management integrat de combatere a bolilor, alături de produsele de protecție convenționale, dar această soluție se adresează foarte bine și podgorilor din România care urmăresc să-și dezvolte zona aceasta de ecologic și credem că va fi o soluție binevenită pentru dumnealor. Ce vrem să subliniem cu privire la produsul Taegro este doza sa unică omologată, este vorba despre 0,37 kg pe hectar, spectrul de combatere, putregaiul cenușiu și făinarea, și credem că un aspect de luat în calcul este posibilitatea de a-l utiliza împreună cu alte produse de protecție a plantelor, inclusiv cupru și sulf, care sunt foarte des utilizate în zona de agricultură ecologică. Acesta este un aspect foarte important. Bineînțeles că Taegro răspunde foarte bine cerințelor lanțului alimentar în toate culturile în care este omologat.